Bună tuturor, astăzi avem spre testare, în sfârșit, după mult timp, o altă mașinuță. Din păcate nu e așa de nouă, dar destul de bună, din 2011 și vedeți seama, este Mercedes-Benz. Din 2011, cum ziceam, are Felix 143, dacă nu mă greșesc. Nu, 136 de cai. Și acuși o testăm să vedem ce reprezintă, cum arată și așa mai departe. Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Începem cu tot bagajul, uite cum asta arată. E curat, destul de încăpător, deci un pic de ideal. Asta e plouă, avem un timp afară foarte bun. Ce avem de sub? Stai un pic. Iată așa, încă un portbagaj, unde poate să fie dată de rezervă. Ordonul anterior. Deci, prin ajutor. La bună. Aici avem intrusă de... intrusă de triunghiul. Deci nu are buton să se închidă. Deci mai bun. Mergem în partea din suprafe. Iată să... vedem. Dacă este destul. Sunt de 5 cm până la acoperiș. Asta e luminiță. Deci se adaună de piele. Schiurile. Așa. Descubim de cât. Wow. Iată așa cum se pune. Hop. Hop. Și opa. Perfect. Deci parcarea manuală. Deci asta e așa. Așa cu piciorul. Pac. E și parcată, da? Și ne uităm atent în jos. Iop. Și uitam să zic că are și panoramă destul de bogată pentru șofer,
mai puțin pentru partea de spate, că nu are. Asta e. Deci în față, în față, în față, ca și în spate destul de mult loc, așa cum la volan. Se regulează, stăți un pic rugă, volanul, da, se regulează, așa se trage în sus, în jos, la dreapta, așa, aici, da, e bun. Asta e radio, blablabla. Are și Bluetooth, scrie. Unde e? Focus. Focus. Drag. Nu știu ce. Mă gândeam la super navigată, foarte mic. Cine are câte 5 stări, asta e de mine, în față, în sus, cine are. Heartless, you cut my heart in a million pieces. Yeah.
Telefon, navigație, pentru navigație știți foarte bine că și regăla Mercedes sunt cele mai bune pe piața de automobile, așa că cred că nu vă lăsa în mijlocul unei localități unde nu puteți să ieșiți de acolo. Mulțumesc mult pentru vizionare și dacă v-a plăcut această mașină și vreți să o procurați, costă doar 17.000 și ceva. Intrați la Autosud pe Schwabacherstrasse din Fiord și poate găsiți altceva în care vă place. Au o mulțime de mașini. Zi plăcută și ceau, ceau, până la următorul test drive.